Bun găsit, prieteni! În contextul pandemiei de coronavirus apar tot felul de teorii ale conspirației și apar tot felul de păreri ale diferiților oameni importanți din lume. Mă rog, unele urmărite, altele crezute, altele cu dovezi și așa mai departe. Neavând neapărat, nefiind o teorie a conspirației sub nicio formă, dar oricum o opinie, să spunem, poate șocantă, de altfel și pandemia este șocantă, parcă în ultima vreme numai cu dintr-un șoc în altul dăm zi de zi. Henry Kissinger, fostul secretar de stat al Americii, a dat un interviu cotidianului Wall Street Journal și în acest cotidian a declarat că urmează o nouă epocă, că lumea nu va mai fi la fel și că urmează o nouă epocă din toate punctele de vedere. Acum, știți, asta cu o nouă epocă e adevărat, eu sunt de acord, sunt convinsă că toată lumea e de acord, dar nu ne spune nimeni, dom'le, se va schimba totul, dar cum? Adică că până la urmă asta este una dintre cele mai importante probleme ale momentului. Acest semn de întrebare, nu știi exact ce te așteaptă pe plan medical sau, mă rog, pe plan medical, în ideea în care nu te îmbolnăvești și nu ai o situație, nu ajungi în stare gravă, ce, cum o să umblăm? O să umblăm cu toții cu măști? O să umblăm cu toții cu mânuște aici înainte? Câtă vreme o să dureze această pandemie? Și mai exact cum ne va afecta și din punct de vedere financiar, pentru că să fim serios, tot stai acasă, să te cam duc resursele, asta în cazul în care ai fost econom și în cazul în care, mă rog, ești într-o situație fericită în care ai totuși niște resurse, niște bani puși deoparte pentru zile negre. Nu vorbim despre săracii care în perioada asta trăiesc la mila altora. Sunt multe semne de întrebare, mari oameni ai lumii, o nouă ordine mondială, pentru că Henry Kissinger, cel de care vorbeam mai devreme, în interviul dat pentru Wall Street Journal, a spus că va fi o nouă ordine mondială. Da, nu zic nu, dar ce mă interesează pe mine dacă o să fie o nouă ordine mondială, pentru că eu oricum habar n-am care e ordinea mondială în momentul ăsta. Adică știm clar că sunt cine e președintele Americii, cine e președintele Rusiei, dar cine sunt cei care conduc cu adevărat lumea, dacă sunt alții cei care conduc lumea, astea sunt niște pașa, niște articole să le citim pentru de dragul de a citi și a vedea ce ar putea să... Dar noi ar trebui să știm clar ce ne așteaptă sau măcar cum să ne pregătim. Toată lumea spune o să se schimbe, totul va fi altfel, totul va fi mult diferit, o să alții spun că o să fie o criză economică, ceva de nedescris, că nu o să mai avem ce mânca. Cum să ne pregătim pentru aceste lucruri care urmează? Ne putem pregăti oare? Sunt oameni care ne pot avertiza, care își doresc să ne fie ceva mai bine? Ca așa dacă nu ne suntem pregătiți și dacă nu știm ce să facem? Da, multe semne de întrebare, sunt convinsă că și voi le aveți. Aștept comentariile voastre, vă pup și ne revedem mâine dimineață, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media.